Bun găsit, dragi prieteni, de aici, de la Slănic Moldova. Este a doua seară în care are loc festivalul de tradiții și datin basarabene. Am văzut și aseară, am filmat, televiziunea noastră s-a aflat aici și am filmat un spectacol cu totul și cu totul deosebit. Noi spunem că de fiecare dată frații noștri vin cu un spectacol bine pregătit, cu melodii foarte frumoase, cu artiști de valoare. Am alături de mine pe doamna Maria Stoianov, un izvor de creație, un izvor nesecat. A adus artiști care i-au prezentat melodiile dumneai. Bine ați venit la Slănic Moldova! Bine v-am găsit! Suntem la a cincea ediție a festivalului tradiții și obiceiuri populare din Basarabia, să zic așa, folclor, da, autentic și de autor, să fim corecți. Exact, da. Vreau să mulțumesc domnului primar pentru atitudinea frumoasă față de ceea ce înseamnă obiceiuri și tradiții basarabene și, în general, românești. Pentru invitația pe care ne-o face an de an. Suntem atât de frumos primiți de către oaspeții din Slănic Moldova, de către băștinași. Da. Se joacă, se cântă, se râde, se plânge aici la festivalul nostru. Sperăm să fie o tradiție și, de ce nu, să cucerim toată țara românească cu festivalul nostru. Sunt președintele Asociației Suflet de Artist, împreună cu doamna director de festival, doamna Claudia Nestor. Aducem artiști diferiți an de an și mă bucur tare mult că așa ne înfrățim sufletește. Așa este, a fost o surpriză foarte frumoasă pentru mine. Dumneavoastră aduceți și tinere talente. Aș vrea să spuneți câteva cuvinte despre o domnișoară foarte talentată. Vreau să vorbesc de toți oamenii talentați. Cel mai mult contează nu atât talentul, cât munca și aleasa educație. Daniela Pleșca, o cunosc pe această domniță de la 8 anișori, a crescut frumos, a cucerit publicul din Basarabia, publicul românesc, a participat la multe festivaluri, concursuri, unde s-a ales cu premii mari și vreau să spun că această domniță, Daniela Pleșca, este o pianistă de forță, are doar 16 ani, da, Dana, peste o lună împlinește 17, ea de acum zice că are 17, da. Cântă la chitară, cântă frumos, cântă cu sufletul și asta contează. Trebuie să ne educăm tânăra generație în a iubi pământul, neamul, țara și, cel mai important, atitudinea față de viață. Așa este, vă mulțumesc frumos. Vă dorim mult succes în continuare și să ne mai încântați și în alți ani cu aceste valori pe care dumneavoastră le promovați. Mulțumim! Daniela Pleșca, o tânără talentată din Republica Moldova, despre care tocmai spuneam că a cucerit publicul din prima seară aici la festivalul de la Slănic Moldova. Spune-mi, Daniela, în primul rând, bine ai venit la Slănic Moldova, spune-mi cum ți se pare orașul stațiune? Bine v-am regăsit, sunt onorată să fiu încă de la începuturile acestui frumos festival, încă de la prima ediție și pot să spun că am crescut aici și de fiecare dată ne întoarcem cu mare plăcere în Slănic Moldova, pentru că aici e un colțișor de rai și toți am confirmat acest lucru și ne bucurăm faptul că oamenii savurează pe an ce trece tot mai mult muzica noastră și este îmbucurător acest fapt. Noi îți mulțumim și îți dorim mult succes pe mai departe. Cu siguranță că vei ajunge un mare artist. Deja ai cucerit publicul din prima seară. Mult succes! Mulțumesc mult! La Slănic Moldova, la Festivalul de Tradiții și Datin din Basarabia, îl am alături de mine acum. Pot să spun că este un prieten, un prieten foarte bun pe care l-am cunoscut cu ceva ani în urmă, ca să nu spun foarte mulți ani. Da. Este vorba de domnul Saveliu Cojocaru. Bine ați venit la Slănic Moldova, ne bucurăm să vă vedem și ne bucurăm că ne-ați încântat și în prima seară cu melodii foarte frumoase. Deci bine ați venit la Slănic Moldova. Bine v-am găsit la Slănic Moldova. Cum vi se pare orașul, stațiune? Venim de aici deja de 5 ani, da, și venim cu mult drag, fiindcă ne doare foarte mult dispărțirea asta. Așa este. Adică voi sunteți aici pe loc, dar noi venim ca
să zicem, ca oaspeți, dar nu suntem oaspeți, noi suntem tot acești români, numai că... Exact, și românii noștri vă așteaptă cu mare drag și dor și să știți că și pe noi ne doare sufletul că suntem așa despărțiți, dar în suflet suntem împreună. Într-adevăr, pentru noi este... Noi o familie că, mai mare. Mai mare, dar și ne bucurăm de orice dată când venim de publicul, spectatorul, care ne primește cu mult drag. Și zic că venim întotdeauna cu inimile, sufletul deschis, da. De acasă, acasă. Exact, da. Noi ne bucurăm că vă simțiți foarte bine și sperăm să vă vedem în fiecare an aici pe scena de la Slănic Moldova și nu numai. Vă dorim mult succes în continuare, sănătate în primul rând și să ne bucurați sufletele cu melodii frumoase, ca de obicei, cum faceți dumneavoastră. Și ca de obicei o să venim cu drag aici. Da, și nu totdeauna să mai venim cu piese noi și atunci în fața spectatorului piese noi care nu sunt cunoscute aici, dar în Basarabia sunt cunoscute, da. Ne deschidem sufletul și cei de care se odihnesc la Slănic Moldova și care sunt chiar slănici, că oricum, slăniceni. Da. Noi vă mulțumim și vă dorim mult succes în continuare. Și eu vă mulțumesc și bucuros de revedere. Așa este și noi. Doamnelor și domnilor, dar mai ales doamnelor și domnișoarelor, vă prezint un mare artist din Basarabia, un artist care a venit cu mult drag aici la Slănic Moldova. Suntem în a doua seară a festivalului de tradiții și datin din Basarabia. Este vorba de Vitalie Dani. Televiziunea noastră a filmat și prima seară de festival aici la Slănic Moldova. Am văzut cum publicul v-a adorat și v-a primit cu toată dragostea, nici nu se putea altfel, deoarece aveți un repertoriu foarte frumos și știți să transmiteți toată dragostea și toate sentimentele care sunt puse în repertoriul dumneavoastră. Bine ați venit la Slănic Moldova! Este prima dată sau la acest festival? Pentru că am înțeles că alți artiști au venit deja a doua, a treia oară. Bine v-am regăsit. Sunt pentru a doua oară aici la Slănic Moldova și pentru a doua oară în cadrul acestui festival. Să știți că prima oară când am fost am plecat absolut îndrăgostiți de acest loc, de acești oameni minunați care se adună aici, nu doar pentru tratament sau nu doar pentru tratament al corpului, ci pentru un tratament al sufletului și să știți că ne-am îndrăgostit și eu și soția mea, Silvia, și toată echipa noastră. Am rămas așa, purtăm în inimă și în suflet și ne simțim și noi părticică așa a celor care au vizitat Slănic Moldova, fiindcă suntem a doua oară și a doua oară ne place acest loc, această energetică pozitivă, absolut fantastic tot ce se întâmplă aici. Am reușit să întâlnim multă lume bună și de acolo, din Basarabia, dar și din toate zonele României, din toată țara. Erau și din Iași și... Mă refeream pe drum, mergând, s-au apropiat diferite lume și am făcut și poze și autografe și am și comunicat, am vorbit. Cert este că avem aceeași cultură, avem aceleași valori și faptul că se întâmplă o magie aici, între scenă și sală și public, este cel mai important și cel mai frumos lucru, plus este amplificat de acest local magnific, minunat, Slănic Moldova. Noi ne bucurăm și mulțumim pe această cale domnului primar Gheorghe Baciu pentru că ține de fiecare dată să facă zilele stațiunii Slănic Moldova și mai ales să vă invite pe dumneavoastră pentru că, așa cum spuneam mai devreme, publicul de aici și toți cei care vin, turiștii, sunt dornici de a vedea un spectacol de calitate, ceea ce dumneavoastră aduceți de fiecare dată. Ce ați pregătit în seara asta? Probabil că vor fi surprize și publicul, după cum văd eu, deja este nerăbdător. Desigur că venim cu melodiile care nu am reușit să le interpretăm în prima seară, le interpretăm astăzi,
astăzi și vom cânta împreună cu publicul. Cu siguranță va fi o atmosferă frumoasă, o atmosferă de suflet, o atmosferă cu melodiile doamnei Maria Stoianov, melodiile care le cântă o țară întreagă, și m-am convins că cine a fost măcar cel puțin o dată aici la Slănic Moldova pleacă alt om, pleacă un om mai bun, mai un om care prețuiește valorile noastre naționale, un om care iubește această țară. Noi vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți, pentru tot ceea ce ați adus aici la Slănic Moldova. Vă dorim mult succes în continuare și să ne revedem și anul viitor. Eu vă mulțumesc tare mult și celor care privesc acest post de televiziune și toată lumea cea bună. Sănătate, vă spunem și vă iubim! Dragi prieteni, astăzi vreau să vă prezint o prietenă tare dragă mie, ne cunoaștem de câțiva ani și m-a bucurat tare mult când am văzut-o că a venit la festivalul de la Slănic Moldova. Dragă Ina Sturza, bine ai venit la Slănic Moldova și îți spunem cum ai găsit orașul, cum ți se pare? Bine te-am găsit, sunt foarte bucuroasă, Lili, că te-am revăzut. Sunt pentru prima dată și vreau să vă zic că eu sunt sigură că nu o să fie ultima, pentru că îmi place totul ce se petrece în jurul nostru, eu sunt în rai. Și vreau să-i mulțumesc domnului primar, domnul Gheorghe Baciu, pentru această organizare și, în ultimul rând, și doamnei Marie, pentru că ea are grijă de noi întotdeauna, artiștii din Chișinău, să vină să aducă acele melodii frumoase, să încălzească sufletul fiecărui om. Vreau să le doresc succes, de fiecare dată să bucure sufletele și inimile oamenilor aici, în Slănic, și sper să fie bine pe acest pământ. Noi îți dorim mult succes și e adevărat, în prima seară ai încântat sufletele tuturor și iată că deja te așteaptă și în a doua seară cu să vii din nou cu melodii frumoase așa cum ai făcut-o prima dată. Sperăm din tot sufletul să te revedem și anul viitor pe scena acestui festival. Mulțumesc din suflet, le doresc tuturor să aibă parte de acea liniște sufletească și noi artiștii să venim cu melodii ca să-i bucure inima fiecărui om de pe acest pământ. Mulțumesc încă o dată! Pentru că ne aflăm la Slănic Moldova, unde are loc Festivalul de Tradiții și Datini Basarabene, acesta nu putea să aibă loc dacă nu aveam un director de festival, așa că vă prezint pe doamna Claudia Nestor, care ne va spune mai multe lucruri decât știu eu până acum. Mai bine o las pe dumneavoastră. Mai întâi bine ați venit sau ați revenit la Slănic Moldova. Prima seară a fost o seară fantastică, publicul a fost foarte încântat. Suntem în a doua seară de festival, deci bine ați venit și să ne spuneți foarte multe lucruri pe care ar vrea să le știe privitorii noștri. Da, mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă spun că acest festival s-a început cu mulți ani înainte, la inițiativa Asociației Suflet de Artist, președintele căruia este Maria Stoianov, textilieră, da, compozitoare, cantautoare, și cofondator este domnul Ion Prisăcaru, care este foarte bun prieten și cu primarul, domnul primar. Am făcut câteva ediții acolo la noi în Basarabia și, cum am mai vorbit și aseară, puntea a făcut-o Ion Prisăcaru. Și la invitația domnului primar Gheorghe Baciu, desigur că noi am avut această posibilitate, această ocazie frumoasă și am venit deci aici la Slănic Moldova, unde am început acest festival și la Slănic Moldova. Iată-ne acum ajunși la a cincea ediție și vreau să vă spun că doamna Maria Stoianov de fiecare dată vine cu artiști noi. Important este că vin cu cântecele de acolo, de peste Prut, de care ne este dor, de care vă este dor, da, cu tradițiile noastre, dar vreau să vă spun că artiștii care evoluează în spectacole cântă cântecele, deci doamnei Maria Stoianov. Text, muzică, deci doamna pentru Maria că Stoianov este un izvor nesecat. Noi zicem este un izvor nesecat și zicem un vulcan al culturii. Bine, da, sigur că este o personalitate notorie.
mare în cultura națională și nu numai a noastră de acolo, din Basarabia, dar și aici în România. Noi ne simțim foarte bine și vreau să spun încă o dată că ne bucurăm nespus de mult că este deschis domnul primar Gheorghe Baciu și de fiecare dată când auzim că este stabilit programul, deci abia așteptăm să venim aici. Da. Pentru deja că a devenit o tradiție. Exact, pentru că noi, vreau să vă spun că simțim spectatorul de aici că parcă cântă cu noi împreună. Ați văzut că au și dansat, da, s-au ridicat, da, de pe scaune. Da, sigur că ați văzut și dumneavoastră că sunt artiști consacrați, da, de la noi din Basarabia, deci artiști ai poporului, cum este Nicolae Paleț, exact, cum este Vitalie Dani. Foarte frumos s-au încadrat în programul nostru și tineri interpreți. Vreau să vorbesc acum despre fata asta tinerică, Daniela, deci Pleșca, care este, deci, o elevă a doamnei Maria și doamna Maria este producător. Și vreau să spun că în afară de celelalte, exact, da, deci în afară de toată activitatea pe care are dânsa, pentru că mai este și director a unui centru cultural din, da, Chișinău, recent numit în funcție, abia așteptăm să fie deschis acestui centru. Acolo vor fi în fiecare duminică jocul de altă dată, tradițiile și obiceiurile noastre de, dincolo de Basarabia. Și vorbeam mai devreme că are grijă și de generația, deci tinerii copii, nouă, da, care au talent, deci ea îi promovează și asta foarte mult contează pentru ei. Când este alături cineva care te susține, te încurajează și de ce nu îți dă aripi, exact, da, aripile astea care sunt la început și desigur că ea este alături de ei întotdeauna. Eu încă o dată vreau să mulțumesc foarte mult în numele echipei, în numele doamnei Maria Steaua, probabil doamna a mulțumit. Deci, în primul rând, publicului de aici, care este minunat, și domnului primar Gheorghe Baciu. Este un om deosebit. Așa ne place că este foarte deschis și cântă. Da, cât de frumos! Da, deci are o voce foarte frumoasă. Și l-am întrebat chiar acum, zic, domnule primar, eu cred că și în seara asta dumneavoastră trebuie să faceți prea parte din programul nostru. Da. Vreți să cânt? Eu zic, da. Da, să cânt alt cântec. Deci chiar vă rugăm, da. Așa că abia așteptăm o altă surpriză în cadrul festivalului care a ajuns la a cincea ediție aici, la Slănic Moldova. Vă mulțumim foarte mult! Și noi vă mulțumim, ne bucurăm că sunteți la noi și cu nerăbdare vă așteptăm și anul viitor. Vă dorim mult succes și să aveți așa întotdeauna multe, multe talente în jurul dumneavoastră, cu siguranță așa va fi. Mulțumim frumos! Deci ne străduim de fiecare dată să venim cu un nou program, cu tineri interpreți și de ce nu și cu tradițiile noastre. Am avut la o ediție, am avut la o ediție chiar și niște obiecte, deci tradiționale, confecționate de meșterii populari, dar este mai greu pentru că nu prea avem posibilitatea cu transport și aici să le expunem. Dar aveți și dumneavoastră aici, am vizitat muzeul, este extraordinar. Și în genere suntem încântați, da, da, trăiască Slănic Moldova, trăiască Doamne, primarul, trăiască toți nicenii și, da, dumneavoastră. Și să ne vedem de fiecare dată sănătoși și voioși. Mulțumim foarte mult! Mulțumim și noi!